Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Să începem cu o scurtă recapitulare a cunoștințelor. Care sunt zonele de vegetație din țara noastră? Așa cum puteți observa și pe această hartă, acestea sunt zona de stepă, cu galben pe hartă, zona de silvostepă, zona de pădure care cuprinde pădurile de stejar, pădurile de stejar cu fost, cer și gârniță, pădurile de gorun, pădurile de fag sau fag în amestec cu brad, pădurile de molid, Zona alpină. Tufărișurile și pășunile alpine specifice munților înalți la peste 1800 de metri. Vegetația azonală, care cuprinde vegetația de luncă și vegetația deltei Dunării. Începem să discutăm astăzi despre zona pădurilor de foioase. În țara noastră, zona pădurilor de foioase Cuprinde zona sau etajul stejarului, cu maroniu pe această hartă, zona sau etajul fagului, care este pe această hartă cu verde închis, cuprinzând aici și pădurile de amestec. Ei bine, la pădurile de stejar se mai adaugă și pădurile de stejar pufos, cer și gârniță, cu verde pe această hartă, un versui deschis. Etajul stejarului este caracteristic zonelor cu altitudini mai mici de 500 de metri, câmpii înalte, podișul getic, depresiunea culinară a Transilvaniei, podișul Sucevei, nordul podișului Bârladului, precum și zonei de la baza munților. Speciile predominante de stejar sunt gorunul, cerul și gârnița, dar și stejarul pufos. În zona sau etajul pădurilor de stejar întâlnim și alte specii de arbori, precum carpenul, teiul, frasinul, arinul și paltinul. Zona sau etajul fagului. Etajul fagului este caracteristic de alurilor înalte și munților joși, cu înălțimi între 500 și 1200 de metri păduri întinse le fac, Întâlnim în depresiunea Mara Mureșului, depresiunea colinară a Transilvaniei, subcarpați, podișul Getic, podișul Moldovei și încarpați Carpați la altitudini de obicei cuprinse între 800 și 1000 de metri. La altitudini mai reduse, în pădurile de fag, întâlnim și specii de stejar, în timp ce la altitudini care depășesc 1000 de metri, întâlnim păduri de amestec, fag curășinoase, în special brat și molid. Acum vreau să-mi răspundeți voi la o întrebare. Ce animale întâlnim în pădurile de foioase? Vreau să enumerați cel puțin 5 specii de animale care trăiesc în pădurile de foioase din țara noastră, fie că sunt ele mamifere, reptile sau păsări. Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. Dragilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci, vă doresc sănătate și succes!